Raed Arafat spune că varianta Delta a coronavirusului are un impact mai mare asupra copiilor care nu se pot vaccina. De asemenea, adulții care au refuzat să se imunizeze până acum se numără printre principalele victime. Autoritățile se pregătesc inclusiv cu paturi de terapie intensivă pentru copii infectați cu virusul SARS-CoV-2, având în vedere impactul noii tulpini virale asupra tinerilor, mai ales că mulți dintre ei nu au acces la un vaccin. E groaznic. Nu știm ce ne așteaptă, deci nu știe nimeni ce ne așteaptă. Presupunem că nu e bine. Sunt foarte mulți copii, acum văzut la televizor că arătă, foarte mulți copii care sunt grav de tot la terapie intensivă, dar nu știu unde, nu am fost atentă să văd. Mamă, nu sunt de acord cu vaccinarea copiilor. Noi ăștia în vârstă, da, dar copiii nu. Nu știu. Fiecare cu concepția lui. Mai bine cu măsuri de protecție. Toate merg până la copii. Da, mai vedeți că îi afectează și pe copii. Acum ei vor să oblige și pe copii de la școală, când încep școlii, să facă vaccinul. Care eu spun la părinți să nu lase copiii să facă vaccinul. Varianta Delta virusului se transmite atât de ușor încât după un contact de 2-3 minute este posibil să te infectezi. Astfel, autoritățile se pregătesc să aibă la dispoziție inclusiv locuri de terapie intensivă pentru copii, având în vedere faptul că tulpina virală care circulă în prezent afectează în mare măsură persoanele tinere.